În perioada 1-3 mai, mocănița va fi repusă în circulație în scop turistic în Apuseni, între Abrut și Roșia Montană. Garnitura va fi formată dintr-o locomotivă cu aburi și două vagoane de epocă. Reprezentanții Asociației pentru păstrarea liniilor ferate înguste în România au precizat că, urmare execuției unor lucrări neautorizate efectuate de autori necunoscuți, terasamentul liniei Abrut-Câmpeni a fost distrus în zona comunei Roșia Montană, făcând necirculabil traseul pe porțiunea respectivă. De aceea, mocănița va circula cel mai probabil între stațiile Abrut și Roșia Montană. O altă variantă ar fi transbordarea călătorilor cu autobuzul pe distanța afectată și continuarea apoi a drumului până la Câmpeni cu trenul. Capacitatea maximă a trenului este de 54 de locuri. Mâine și poimâine plecările au loc din gara Abrut la orele 10, 13 și 16.